Încă o lovitură de imagine pentru Adrian Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și președinte al PSD Dâmbovița. Pentru a treia oară consecutiv, Țuțuianu și-a ieșit din fire fără să mai țină cont de nimic. La o masă festivă a început o serie de înjurături față de unul dintre invitați. Președintele PSD Dâmbovița și-a arătat adevărata față, dacă mai era nevoie, printr-o ieșire care nu-i face deloc cinste. Un alt filmuleț a sosit pe adresa redacției noastre, în care protagonist este tot președintele PSD Dâmbovița Adrian Țuțuianu. Imaginile vorbesc de la sine. Aflat la o zi onomastică într-un restaurant din municipiul Târgoviște, președintele PSD Dâmbovița Adrian Țuțuianu l-a înjurat și apostrofat ca la ușa cortului pe unul dintre invitați, de altfel tot persoană publică. Ce vrei, bă, tu stai la primărie și iei bani, nu mai tu și pagă, te dracu de nu-ți băi, la bătiu. Ce ai făcut, mă, băi, ne-ți dracu. Ce să mă dau, mă, tu te dracu de nu-ți băi, n-ai făcut nimic în Sărcoviști, n-ai bani degeaba în fiecare zi. Fiecare zi ai bani degeaba. Ce-ai făcut, mă? Unde-ai pindu-a, mă? Unde-ai pindu-be, mă? Băi! Băi, vrei să spun eu care filmele, nu știu? Vrei să spun eu cu infralut cum ai luat un bani de RBD-ul, dracu? Seria înjurăturilor lui Adrian Țuțuianu a continuat la fel de agresiv. În ciuda încercărilor celor de la masă de a plana conflictul, președintele PSD Dâmbovița i-a pus la punct și pe aceștia așa continua să țipe și să înjure. Băi, facem liniște imediat! Băi, nu te mă închis, da, bă, tine, ne simți. Băi, bă, tu nu te lua cu mine, dă-l pe de ure. Ce să iei, mă, tu cu mine? Ce să iei tu cu mine, mă? Ești un măgar. Țuțuianu și-a arătat încă o dată adevăratul caracter. Dacă în ieșirile publice președintele PSD Dâmbovița își pune o mască și încearcă să convingă oamenii că este un om demn și civilizat, în astfel de momente demonstrează comportamentul său real.